Filmul tragediei a început în momentul în care un paznic din zona pasarelei din Mamaia a surprins ultimele clipe de viață ale femeii de 41 de ani. Era pe ponton și m-au dus să văd cine este, să o scot afară. Și în momentul acela a început să fugă mai departe și n-a reușit să o retrag în momentul ăla, să pun mâna pe aia, pentru că a lăsat geanta jos și a sărit pur și simplu în apă. Bărbatul a sunat imediat la 112 și așa a început misiunea de salvare contra cronometru. Curenții de pe mare i-au grăbit însă moartea femeii. Autoritățile au găsit trupul abia după 2 ore de căutări. Datorită stării mării, fiind foarte agitată, nu am putut să introducem embarcațiunile noastre, fiind de mici dimensiuni. Și din cauza întunericului și a vântului puternic, nu am putut să intrăm, practic, să facem o scufundare. Da, din cauza curentului foarte puternic dinspre est, a fost scos la mal. Medicii de pe Smurd au preluat-o pe femeie, dar nu au mai putut face nimic ca să o readucă la viață. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Constanțean, acolo unde ajunsese între timp și soțul femeii. Disperat, bărbatul a căutat-o prin tot orașul, iar cele mai sumbre închipuiri ale sale s-au adeverit. Tot îmi zicea mie, o să mă mor, să rămâi tu copii. M-a amenințat pe mine că mă omor. Mai multe a fost dificultăți. Erau motive? Sunt ultimele cuvinte pe care i le-a spus femeia înainte de ultima lor ceartă. Suferea de depresie și își dorea ca soțul plecat la muncă în străinătate să vină definitiv acasă și să-ți țină familia unită la Constanța. Din păcate, ne așteptam că am mai avut tentative, a fost consultată și de medici și de psihologi, s-a dus la tratament, dar din păcate nu a putut să treacă peste. Femeia a plecat și a lăsat în urmă o familie îndurerată și 3 fiice fără mamă.